Salutare dragilor, bine ați venit la un nou episod din Mind Your Business, o am alături de mine cu Peroxana. Roxana uh, și împreună astăzi vom vorbi despre managementul stresului și tehnici de relaxare care ne ajută atât în business, dar și în viața de zi cu zi. Bună Roxana, bine ai revenit! Bună Adrian, bine v-am regăsit! Îmi place foarte mult subiectul, relaxare, sună foarte, foarte bine. E da. cazul să ne și relaxăm. Facem planuri, eu ne Gândim la noi, lucrăm cu noi, lucrăm cu business dar e cazul să punem și pauză câteodată să ne și relaxăm. Când crezi tu că este momentul ca să pui stop la tot ce faci sau tot ce e de făcut și să te duci în zona de relaxare, când simți că nu mai poți, practic, nu? Sau? Da. Aș zice că este mai bine să preîntâmpinăm un stres foarte mare ca să care să ne aducă în momentul în care să punem stop la tot ceea ce facem pentru a avea un moment de relaxare. Pentru că procesul de relaxare, atunci când pui stop la tot, când nu mai poți de stres, este mai, mai complicat, mai greu până ajungi să te relaxezi cu adevărat. Așa că aș sugera mai degrabă câteva, prevenția, da, câteva momente de relaxare zilnice pe care fiecare dintre noi să-și le ia. Când consideră că e necesar. În prima parte a zilei, când poate se trezește și este mai uh, plin de energie. Când uh, înainte de culcare sau la pauza de prânz, după ce mănâncă, să-și ia și câteva momente de relaxare. E mai bine puțin și des decât... Rar și mult. Sau deloc. Sau deloc, <laughs> da. da. Cum, cum arată aceste tehnici din perspectiva mm -hmm. ta și cum le punem în aplicare? Ok. Putem să începem cu cea mai simplă tehnică care e la îndemâna oricui și oricine poate să o facă, tehnica de respirație. Ok. Respira în momentul în care respirăm conștient, pentru că noi de cele mai multe ori respirăm superficial, da, pentru că așa suntem în viață, evident. Da. Dar nu suntem conectați cu respirația, nu suntem conștienți că respirăm. Așa că ne, putem să ne oprim pentru câteva minute și să ne ducem cu atenția către respirație pentru că acea, acel moment ne duce în, în timpul prezent, ne aduce în prezentul în care suntem. Uh, tehnica pe care eu o folosesc este o tehnică care se folosește de foarte multe ori în momentele de stres și anxietate, deci este bună predominant, să zicem, pentru cei care au uh, ceva situații cu anxietatea sau cu stresul mai uh, mai mult acumulat. Și se respiră ca și cum am avea o cutie așa. Ne imaginăm o cutie și da. avem uh, patru pași. Pasul 1, o inspirăm 4 secunde. Uh, pasul 2, ținem respirația 4 secunde. Pasul 3, expirăm 4 secunde tot aerul pe care l-am uh, îl scoatem pe, pe tot afară și pasul 4, ne ținem iar respirația 4 secunde. Și facem acest cub uh, Cicluit. pătrat. Cicluit. Da, pe circuit. Zicem, da? de câteva ori facem la început până ne obișnuim cu procesul pentru că e ceva nou pentru corp putem să facem de două trei ori după care să mai creștem ușor ușor ok hai, hai, să, facem un... hai să facem un să facem ex un exemplu exerciz... da hai. prima dată putem să facem exercițiul ăsta cu telefonul în față cu, sec... cu... Da, dar mă concentrez pe telefon, nu vreau să Știu, merg în dar, zona asta. Bine, da, atunci cu ceasul, părănesc că poate cineva mai există oameni care mai au ceasuri pe acasă. Să numărăm în secundele. Da, hai să, hai să vedem cum ar fi fără, okay, că noi hai. intuitiv cam știm cât înseamnă 4 secunde. Acum da. cu fi 5. Ok, hai, începe tu și eu număr, da? Hai. Hai. hai 3, 2, 1 și... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se simte fain. Da? Da. <coughs> e interesant procesul și cred că dacă se repetă de mai multe ori, te ajută să te liniștești, chiar te ajută să te liniștești. Mm -hmm. Ok. Da. Asta ar fi una dintre te tehnici. Mm -hmm. Altă tehnică? Meditația sau mindfulness-ul, cum, cum, cum o consideră La muncă, fiecare. În... Da, bineînțeles, poți să faci meditație în diverse forme. Meditația, da? pe, cel puțin, să demontăm miturile meditației, pentru că lumea înțelege că meditația înseamnă numai să stăm într-o poziție de yoga, să închidem ochii și să nu da, mai auzim lotus. Da, exact. În, exact, poziția exact de lotus. în poziția de lotus și uh, să ne concentrăm doar pe interiorul nostru. Da, e corect. E cel mai corect să facem așa, dar societatea în care trăim acum și în agitația în care suntem, putem să ne luăm un moment de relaxare și în timpul agitației. Meditația poate fi activă sau, într-adevăr, cu ochii închiși, să te duci în interiorul corpului tău. Pentru cei care au teamă sau anxietate de meditație, cum sunt și eu, un exemplu, mă dau pe mine. Eu până am ajuns să meditez singură cu ochii închiși, mi-a luat, cred că, vreo 2 ani. Pentru. Sigur? Vorbesc foarte serios, pentru de ce? că am asociat meditația cu himnoza, cu... Mi-era um, mi foarte ea. frică. Mi-era foarte, foarte frică. Avea impresia că, nu știu, am văzut și multe filme psihologice, pentru că sunt filmele mele preferate, care, da, aveau bază reală, dar ești cum e în filme, se mai și exagerează, se mai și întâmplă niște lucruri pe care noi le luăm de bune și nu e chiar așa. Și am avut o temere foarte mare cu privire la meditație și nu știam nici concret ce înseamnă meditația. Am impresia că meditația înseamnă, mai văzut cum stau călugării budiști care levitează deasupra pământului și nu mai sunt conștienți de ce se întâmplă în jurul lor. Și mi-era foarte frică de partea asta și am început cu cel mai simplu exercițiu pe care eu l-am făcut. Am început cu meditația activă, adică să faci o activitate pe care să te concentrezi 100% cu ochii deschiși. Mm -hmm. Și am început să desenez mi-am luat o carte de colorat creioane și am început să colorez și am constatat într-adevăr că am pierdut noțiunea timpului deci eu am desenat timp de o oră, o floare că era foarte detaliat, era o carte o am și acum o carte de desenat pentru adulți, mandale și tot felul da. de da, floricele și am pierdut noțiunea timpului și mi-am dat seama că nu m-am concentrat pe nimic altceva decât pe desen în așa, tot la fel ca și meditația activă, poți să mergi și să asculți muzică. Mergi pe stradă și asculți muzică și te pierzi în ceea ce se întâmplă acolo. De preferat să mergi prin natură, că dacă mergi prin oraș, sigur mai e un claxon, mai e vreo ambulanță. Mai e... Bine, și iarăși mai e și discuția despre muzică, că dacă asculți rock, e, probabil uh... nu intri într-o stare foarte nu chill, neapărat Nu neapărat că intri într-o stare foarte chill, dar e focusul doar pe un singur lucru. Important e să ne ajutăm mintea, să ne ghidăm mintea ca să ne putem concentra pe un singur lucru în, în, într-un singur timp. Într-o perioadă -o perioadă de timp. Și o să ne fie mai ușor să ne concentrăm pe a face meditație ghidată. Deci avem tehnica cu respirația, tehnica da. cu meditația, alte tehnici care ne ajută în managementul stresului. Uh -huh, sportul. Sau exercițiile fizice, orice ar fi. Um, medicul meu spune că sportul este orice activitate pe care o faci, care necesită să-ți încortezi mușchii și să... Uh -huh. Adică poți să mergi pur și simplu Urcatul pe screlor, stradă. Să dăm exemplu sau... Da, sau poți să mergi pur și simplu pe stradă într-un ritm mai alert, într-adevăr, nu să te plimbi ca la promenadă, dar într-un ritm mai alert sau să alergi, să, dacă nu vrei să te duci la sală, poți să alegi, poți să faci exerciții acasă. Sunt o grămadă de posibilități acum. Pandemia ne-a învățat că putem să facem sport acasă. Eu așa am, am făcut o perioadă lungă de timp. Mă puneam în fața televizorului și făceam după. <laughs> așa. Ok. De sportul. Uh -huh. Altă tehnică? Uh, cred că una dintre cele mai uh, bune care ne ajută să ne eliberăm de stres în mediul profesional este să delegăm tascuri. Cui dacă nu avem Că trebuie să luăm și cazuistica aceasta, că <laughs> poți să delegi dacă ai cui, dar la început când te apuci tu de un business, nu prea ai cui, tu ești și tu și centrezi și dai și cu capul, știi? Corect, nu poți să delegi, atunci poți să delegi tot pentru tine, pentru un moment mai bun, Adică să nu te ancorezi în a face, a face, a face, ci să-ți -și, să și oferi timp pentru tine. Pentru că, da, poți să faci, poți să faci azi, poți să faci mâine, poți să faci pe mine și până când nu o să mai poți, poți să obosești. Adică, Psihologic și fizic și psihic. Exact, ajungi în burnout. Și am tot vorbit de burnout da, și acolo da. o puteți să găsiți mai multe informație într-un podcast anterior. Da. Da. Um, comunicarea iarăși una dintre modalitățile de a gestiona stresul. Comunicarea care poate fi, fie cu prietenii mi apropiați cu care ne permitem să comunicăm, să împărtășim. Eu aici am, am, aici am o, o mențiune și anume mm -hmm. și să te rog să îmi spui. Um, comunicarea cu prietenii, dar poate ei nu te înțeleg și poate ei vin da. cu un stres mai mare, da, că pun o presiune pe tine la mm -hmm. modul a, păi tu vezi cât lucreze, lasă, abandonează planul, abandonează chestia aia și tu o iei de bună, știi? Mm -hmm. Nu e neapărat cea mai relaxantă comunicare, da, știi? Corect. Asta deci, am deci, zis cu cumva persoanele... trebuie atenție și un pic în zona aceasta da. cu cine discuți și ce exact. subiecte abordezi. Exact, exact. Da, pentru că știi cum e, nu neapărat că te judecă prietenii sau um, fac, um, încearcă să te ajute cum pot ei mai bine, doar că fiecare privesc prin ochii lor. Prin filtrele lor. Exact, prin ce ar face ei. Și da, dacă ești într-o perioadă sensibilă, dacă stresul chiar aduce o încărcătură foarte mare pe tine, e posibil cumva să te dezechilibreze și mai mult comunicarea, că o să te simți și neînțeles și... Da, cred că mai degrabă poți să ai un confident, să zic așa, care da. știi că ai o comunicare compatibilă cu el sau poate un psihoterapeut, poate... Uh -huh. Da. Un coach, poate... Da, da, da. Asta vreau să zic și ca variantă, variantă alternativă. Am zis, na, în prima variantă toți apelăm la prietenii noștri și la cunoștințele pe care le avem. După care, da, poate ne dăm seama că e nevoie de mai mult. Și uh, un coach, un psihoterapeut, da, te poate ajuta să um, ai discuții periodice și da. să, te, să te ajute cu tehnici. Sau chiar să fie ora aia pe care o ai cu coachul sau cu psihoterapeutul o Să fie ora aia ta de relaxare. Da, de ce nu? Pentru Sigur. că faci o tehnică de relaxare cumva ca și task. Da. <laughs> da. Mai știi și alte metode prin care te poți relaxa și managerii mai bine stresul? Aș zice și vacanțele. Timpul, adică, bine, aici m-am gândit la vacanțe pentru că cred că am eu nevoie de o vacanță, dar... <laughs> Dar aș zice timpul, și eu, da, relaxarea și timpul petrecut cu sinele. Da. Uh, pentru că e important, da, meditezi, da, bă, respiri, ai momente din astea, dar e bine să ai o perioadă pe care să-ți o iei la un anumit moment, la un anumit, nu știu, îți calculezi tu care e ciclicitatea, care-ți alegi perioadele în care-ți iei o pauză, să ai timp pentru tine, pentru tine, pentru cei dragi mai sunt și alte tehnici pe, pe care da. Ai vrea să le enumeri? Mm, aș vrea să mai spun și recunoștința, sincer, este, pentru mine este importantă și s-ar putea ca și ceilalți să se regăsească și funcționează, da. Adică mm. practic să stai într un loc după ce ai tot ai muncit, ce ai alergat, ce ai făcut chestii, mm -hmm. stai într un loc să vezi, băi, uite cât am rezolvat, mm -hmm. hai că chiar dacă mai sunt o tonă de făcut. Da totuși, uite cât s-au rezolvat da. și să le apreciez pe ele și faptul exact, că le-ai reușit exact. să le rezolvi. Eu am testat-o în mai multe direcții. Am încercat și seara, am încercat și dimineața, am încercat și în timpul zilei, dar uh, funcționează, cel puțin la mine, a funcționat foarte mult. Seara, înainte să mă pun în pat, mi-am scris, mă rog, mă uitam pe lista cu tudu pe care o aveam de dimineață, cu ce aveam de făcut pentru ziua respectivă și îmi notam am, ce am făcut, ce am reușit să fac, ce n-am reușit și ce am învățat. Și apoi această recunoștință pentru ok, n-am reușit să fac tot ce mi-am propus, dar uite ce am reușit să fac ceea ce e foarte bine, mă felicit pentru asta. Ok, mai sunt și alte. Siguranță că mai și sunt, dar le eu cred că am împărtășit destul de multe, și sunt suficiente, și important e ca oamenii care ne ascultă să înceapă măcar cu una, cu o tehnică. Da, și eu aș lansa și o provocare. Vă invităm să ne scrieți în comentarii dacă voi aveți o altă tehnică pe care noi n-am acoperit-o în cadrul podcast-ului și de roade, vă invităm să ne scrieți în comentarii care e acea tehnică și noi putem să o integrăm, să o șeruim, să o testăm și noi da, și de ce nu să o șeruiim mai departe. Da, exact. Cam, cam atât, dragilor, pentru astăzi. Vă mulțumim că ne-ați urmărit noul podcast din seria Mind Your Business. Până data viitoare, țineți aproape de noi. Puteți să dați un share, like, subscribe dacă v-a plăcut conținutul. Și urmează tematici tot din zona de business pe care o să le abordăm cu Roxana data viitoare. Țineți aproape de noi, vă mulțumim!